Siguranța alimentară se datorează în primul rând igienei din bucătărie. Tocătoarele, lavetele, buretele și chiuveta, toate acestea pot fi surse de infecții și locuri de răspândire a mai multor bacterii periculoase. Cum igienizăm corect aceste obiecte de bucătărie și ce se întâmplă dacă nu o facem, aflăm de la Vladislav Rubanovici, conferențiar universitar la disciplina de igienă din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Domnule Rubanovici, bun găsit! Bună ziua și bună dimineața! Dragi călători! În primul rând, nu cred că multe gospodine își adresează această întrebare, cât de important este să schimbăm la timp lavetele. Adică de cele mai multe ori o lavetă de bucătărie este schimbată atunci când din ea deja lipsesc bucățele. Dacă să luăm lavetele, iarăși există mai multe tipuri, da? De obicei noi tot timpul folosim, spunem, buretele din polimer sau e artificial făcut din diferite spumă poliuretanică, da? Dar, de exemplu, dacă într-o gospodărie, o gospodină are 3 membri, poate să schimbe la un interval mai îndelungat. Dacă în familie sunt, de exemplu, 10 membri, atunci ai spălat mai multă veselă și din cauza aceasta totuși depinde cât de des el este utilizat. Dar permanent tot trebuie întreținut într-o curățenie. După fiecare spălare să fie scurs bine, să fie pus la uscare. De obicei, producătorii spun că se poate schimba o dată în săptămână, la 2-3 săptămâni, în dependență cât de des este utilizat. Dacă gospodina în condiții de casă, dumneavoastră utilizează mașina de spălat vase, atunci automat laveta sau, spunem, buretele va fi utilizat mai rar. Dacă vorbim despre, iarăși, lavete, da? Iarăși, ele sunt foarte multe folosite din microfibră, da? Cum este acesta, dar noi totuși, în condiții de țară, folosim diferite lavete, spunem, din bumbac. Spălător, așa spunem noi în popor. Da, din bumbac, care au, anume, funcția lor este ca să curăță, să fie poroasă, să absorbe apa de pe suprafețele care noi le folosim și dacă spălăm vasele, să îndepărteze de pe, spunem, farfurii, castrule, ce avem noi acolo, să înlătură murdăria. Și noi de obicei folosim ele, le folosim nu curat, dar folosim detergenți care sunt permiși sau autorizați de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru a fi utilizate în condiții de utilizare, spunem, fie în alimentația publică, fie în condiții casnice. Domnule Rubanovici, apropo, multe gospodine au obiceiul, de exemplu, o dată în săptămână, să pună buretele și lavetele toate în apă cu clor, ca să le dezinfecteze. Este corect asta? Este dăunător sau este suficient o dată în săptămână să fie așa cumva curățate general? E bine, ele permanent trebuie să fie menținute într-o curățenie, dar dacă facem la un interval de timp, le dezinfectăm, noi totuși putem să le, spunem, micșorăm perioada lor de viață. Totuși, toate aceste dezinfectante, ele ne place sau nu ne place, dar ele totuși puțin le deteriorează. Deteriorează structura lor și mai repede, dar așa sunt înlăturate că e mai bine, totuși, curățenia lor permanent. Dar folosim detergenți autorizați sau folosim cele în condiții de casă. Fie folosim oțetul, fie folosim bicarbonatul de sodiu, lămâia, care sunt... Cât de periculos este dacă nu este schimbată laveta la timp sau dacă nu este menținută într-o curățenie corespunzătoare, adică spălată după fiecare utilizare, lăsată să se usuce? Dacă nu este respectată igiena în bucătărie, este riscul de a apărea diferite, cel mai des care noi cunoaștem, intoxicațiile alimentare, da? Care poate fi fie că produsul alimentar este el contaminat sau fie că persoana care gătește, ea este purtătoare și poate transmite această infecție. Din cauza și asta este mai problemat, dar totuși igiena, că când preparăm produsele crude, da, carne, pește, ei au microflora lor. Și din cauza aceasta, pe tocător, pe lavete, pe suprafețe pot rămânea aceste microorganisme, le creăm condiții și ele se pot dezvolta. Și din cauza aceasta pot apărea intoxicațiile alimentare, bolile de rece acute, așa cum spunem cel mai des. În restul... Dacă o lavetă putem să o spălăm ușor cu mâna și să îndepărtăm de pe ea resturile de mâncare, atunci acest dispozitiv din metal, el adună în structură, în interior, pentru că cu el se roade un ceaun de mămăligă și atunci toate bucățile astea de mămăligă rămân în interior. Este mai greu de curățat o astfel de dispozitiv în bucătărie și cât de des ar trebui el schimbat? Dacă să ne spunem cum sunt clasificați bureți, iar sunt bureți artificiali, bureți naturali și bureți, spunem așa, din inox, da? Care aceștia sunt utilizați pentru a înlătura de pe vasele care s-au întărit, da? Dar de obicei gospodinile, el înainte de a spăla, acel vas îl pune la înmuiat, înlătură toate resturile ca să fie mai ușor. Și cu acest burete noi nu putem prelucra suprafețele din sticlă, blatul, din că îl traumăm. Și el, într-adevăr, este utilizat numai pentru vesela, spunem, din ciugun, cum îi spunem noi, da, din fontă, ca să înlăturăm acele resturi care... Și, într-adevăr, trebuie foarte bine asta, dar iarăși, pe aceasta, numai dacă rămân resturi de produs alimentar, dar așa, pe acest inox nu sunt condiții favorabile ca să se dezvolte microorganisme. El, dacă este scurs bine, noi, dar aici, dacă el este, sunt, spunem, resturi, pot să rămână din cauza că sunt, iarăși, spații și pot rămâne resturi de alimente și este o condiție de umezeală și microorganismul se dezvoltă. Și iarăși, acest tip de burete cu două suprafețe, da? Una netă pentru suprafețe, asta pentru suprafețele mai dure. Sunt, totuși, niște bureți care au niște canule laterale ca să ne protejeze unghiile, ca să nu traumăm unghiile, iar sunt diferite. Ați menționat adineaur oțetul și inclusiv bicarbonatul de sodiu pentru a curăța lavetele. Cum putem să le folosim? Adică sunt niște produse destul de naturale care le găsim la noi în gospodărie, nu costă mult și fiecare gospodină le are. Le punem pur și simplu un oțet sau un apă? Dizolvăm mai întâi totuși oțetul. Asta se dizolvă cu bicarbonatul de sodiu în oțet și puțină apă și se lasă întrâns. 5-10 minute. De obicei, această metodă este utilizată și pentru a spăla fructele, sau apă curgătoare, cea mai simplă metodă, dacă vrem așa. Dar dacă vrem să le facem dezinfecție, totuși, spunem, bicarbonatul de sodiu cu acidul acetic schimbă pH-ul, din cauza aceasta multe microorganisme nu le pasă acel pH, din cauza aceasta se recomandă ca să facem dezinfecția lor în acest, sau detergenți sau dezinfectați care sunt permiși în vânzare, numai că acolo sunt prețurile altele și alții. Da. Dacă e să vorbim despre tocătoare, le avem și pe ele aici. Tocătoarele sunt un subiect aparte, pentru că noi știm că este recomandat să fie folosite tocătoare diferite pentru carne, pentru pește, pentru pâine. Câte tocătoare trebuie să aibă o gospodină în casă? Iar pentru o gospodină este aparte câți membri are familia și cât de des pregătești. Dar de obicei, în alimentația publică, noi de obicei totuși mai mult folosim despre alimentația publică, sunt tocătoare pentru carne, pește, legume, da? Și este pentru carne crudă, carnea fiartă, peștele crud, peștele fiert, da? Această metodă veche, spunem că prin hotărâri de guvernul 1209 și ele sunt marcate. De obicei, în toate cantinele, restaurantele, ei trebuie să fie așa tocătoare și să fie marcate. Dacă nu este marcat, totuși, acum, totuși, în Europa, ei utilizează laturile, spunem, sau tocătoarele pe culori. Albastru pentru pește, roșu pentru carne, verde pentru legume, albul, galben, da, în dependență, același lucru și într-o gospodărie. Noi, de obicei, iarăși, asta e o clasificare după culori, este clasificare din material care sunt făcut, din lemn, acestea, dumneavoastră, sunt din bambus, din plastic, sunt foarte multe acum tocătoare, din sticlă organică și cu rocă, da, în granit, mestecat. Numai că ele sunt mai pretențioase la întreținere, la tăieri. De exemplu, dacă luăm totuși un blas de plastic, da, el putem să prelucrăm, tăiem, dar nu iubește iarăși să fie tăiate produsele tari. Un morcov, când asta, când noi tăiem, pentru că rămâne urmă și traumăm, da, îl traumăm. Pentru, de exemplu, carne, noi de obicei folosim de obicei tocătoarele din carne, din lemn. Dar iarăși, tocătoarele din lemn, că ele nu sunt atât de, spunem, sunt mai prietenoase și cu cuțitul, și noi din cauza putem primi. Dar ele ce au dezavantaj că ele pot fi traumate și acolo că creăm mediu pentru a se dezvolta microorganismele. Și din cauza și asta, iarăși, trebuie să dezinfectate după fiecare lucru, noi trebuie să-l spălăm. Pentru că avem foarte puțin timp, dar vreau să reușim să vorbim și despre chiuvete, pentru că acolo spălăm fructele și legumele și tot acolo aruncăm vesela murdară care rămâne câteodată până a doua zi. Cum se curăță și se igienizează o chiuvetă? Același lucru ca și toată vesela din bucătărie, da? Iarăși, noi dacă spunem folosim și dezinfectați, dar iarăși să nu uităm că un lucru important pentru vesela de bucătărie și în bucătărie este temperatura. La multe microorganisme nu le place temperatura, dacă este mai înaltă de 60 de grade, dar la 60 de grade câteodată noi ne frigim. Din cauza aceasta câteodată folosim mănușile ca să ne protejăm și mâinile și acele detergenți, dezinfectanți care sunt utilizați, aceia se permit în utilizare. Și o temperatură cât mai ridicată. Nu, da, nu putem spune 90 de grade, dar de obicei 65 de grade, așa ar fi 40-65 de grade temperatură pentru a ne, când să facem igienizarea, că la mult microorganism totuși temperatura dată nu le prea place. Dacă temperatura e jos, rece, dar astea sunt condițiile. Temperatura totuși inhibă sau asta dezvoltarea multor microorganisme și trebuie permanent. Că avem din ceva din ceramic sau avem din inox sau alt material care este cuveta noastră utilizată în condiții. Deci curățenia este secretul sănătății, atât în bucătărie cât și în alte sfere ale vieții. Domnule Rubanovici, vă mulțumim foarte mult pentru sfaturi prețioase.